dragii noștri, de această dată ne aflăm în Iași cu o surpriză frumoasă pentru doamna Tatiana, care astăzi este sărbătorită. O surpriză venită cu toată dragostea din partea surioarelor, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să-i urăm un călduros la mulți ani. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții. Bună ziua, doamna Tatiana. Da. Ne primiți la dumneavoastră? Da. La mulți ani vă spunem, doamna Tatiana, noi suntem echipa surprize la domiciliu Iași, iar astăzi știm că sunteți sărbătorită. Venim la dumneavoastră cu o surpriză frumoasă din partea cuiva drag dumneavoastră. Cineva care astăzi și-a dorit măcar sufletește să ajungă aici la dumneavoastră. Și am să vă întreb dacă cumva bănuiți dumneavoastră din partea cui venim. Nu, am emoții. Florile sunt pentru dumneavoastră. Am emoții, dar nu știu la ce. La cine vă gândiți acum? Cine credeți că asta și-a dorit măcar un piculeț să vă sărbătorească, să vă transmit un la mulți ani mai special? Și cu siguranță, cu mare regret în suflet, astăzi nu este aici lângă dumneavoastră să vă sărbătorească. Adelina? Sunt persoane dragi dumneavoastră. Cine? Surorile mele din Italia? O să aflăm împreună. Papulețul tot pentru dumneavoastră este cu mesajul la mulți ani. Înainte de a afla din partea cui vine această surpriză și ce au astăzi să vă transmită, noi o să vă cântăm la mulți ani ca să vă simțiți sărbătorită și să reușească și doamnele care ne-au trimis aici să vă sărbătorească astăzi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani, la mulți ani! La mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți! Mulți ani, la mulți ani! La mulți ani fericiți să trăiți! Mulți ani, la mulți ani! La mulți ani fericiți, la mulți ani să trăiți! Mulți ani, la mulți ani! La mulți ani vă spunem! Iar acum a venit momentul să aflăm și din partea cui vine această surpriză. Iar mesajul spune așa: când alte prietenii nu mai rezistă, surorile rămân mereu împreună. Anotimpurile vin și trec, ploile de vară se transformă în zăpadă, dar tu, surioară, oricât de departe ai fi, ești sora noastră și întotdeauna vei avea un loc special în inima noastră. Draga noastră, te felicităm cu prilejul zilei tale de naștere. Îți dorim o viață lungă, frumoasă și foarte intensă. Să fii fericită, iubită, susținută de către oamenii importanți pentru tine. Îți dorim ca în viața ta să existe multe sărbători, întâlniri plăcute și productive cu oameni de valoare. Îți urăm să primești plăcere de la ceea ce ai, de la ceea ce faci și să ai rezultate pe măsură. La mulți ani frumoși și prosperi, scumpa noastră! Cu drag, surioarele Mioara și Liliana. Eram sigură. Frumos. Iar acum, dacă ați avea și dumneavoastră să le spuneți ceva. Ele știu foarte bine ce le doresc, ce îmi doresc și mie. Oh, am prea multe emoții, nu mă așteptam, le-am zis să nu fac așa ceva. De fapt, nu le-am zis, că nu am știut. Dar ele știu ce simt pentru ele. Le mulțumesc din suflet pentru ceea ce au făcut. Să știți că noi pentru noi să mai avem și melodii pregătite din partea dumnealor, care doresc să o ascultăm împreună. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Azi mama lacrimi adună când ne vede împreună, când ne vede împreună. Surioară, surioară, ești floare de primăvară, ești floare de primăvară. Și m-a ajutat.
mulți ani vă spunem. Da, mulțumim din suflet. Mulțumim. Fericire multe. Și noi tare sperăm că astăzi surorile dumneavoastră au reușit să vă sărbătorească. De acolo de unii sunt departe, îi transmitem așa salutări. Îi facem cu mâna. Și vă arăt eu vouă.